Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul 2024 pentru Balanță promite multe evenimente interesante și oportunități de creștere și dezvoltare personală. Acesta este un moment în care vă puteți reconsidera prioritățile și planurile de viitor pentru a obține o mai mare stabilitate financiară și pentru a vă îmbunătăți profesionalismul. Sănătatea Balanței Horoscopul 2024 pentru Balanță recomandă să acordați o atenție deosebită sănătății și bunăstării voastre. Tranzitele planetelor pot cauza diverse probleme de sănătate legate de supra-solicitare oboseală și stres. În 2024, este posibil să vă confruntați cu deteriorarea pielii, probleme ale sistemului digestiv și nervos, precum și reacții alergice crescute. Cu toate acestea, cu abordarea corectă și îngrijirea de sine, balanțele vor putea evita multe probleme. Este recomandat să fii atentă la regimul tău zilnic, alimentația și activitatea fizică. Pentru a evita situațiile stresante și pentru a te supune periodic examinărilor medicale, perioada din ianuarie până în martie poate aduce probleme suplimentare de sănătate. În această perioadă ești sfătuită să acorzi mai mult atenție alimentației tale și să-ți respecti programul de somn. Nativii balanță sunt, de asemenea, sfătuit să echilibreze munca și odihna. Acesta este un moment favorabil pentru a vă eficientiza regimul și a scăpa de obiceiurile proaste, care vă vor îmbunătăți sănătatea pe termen lung. În acest moment sunt recomandate controale medicale. Tratamentele de înfrumusețare vor fi favorabile. Perioada din iulie până în septembrie poate duce la stres psihologic și surmenaj, care vă pot afecta sănătatea. În această perioadă trebuie să acordați mai multă atenție stabilității voastre mentale și emoționale. De asemenea, puteți merge la medici specialiști pentru a obține recomandări pentru a vă îmbunătăți sănătatea. Între septembrie și noiembrie, balanțele se pot simți mai energice și sănătoase. Veți simți o explozie de vitalitate și o condiție fizică îmbunătățită. Poate exista și dorința de a vă îmbunătăți aspectul. De exemplu, să începeți să faceți exerciții sau să vă actualizați și fonierul. Cariera balanței Horoscopul pentru 2024 promite multe oportunități și succese în cariera ta, dar va trebui să fii răbdătoare și perseverentă pentru a-ți atinge obiectivele. Munca ta grea și perseverența vor fi cheia succesului. Perioada din ianuarie până în martie poate aduce multe oportunități de colaborare și de stabilirea unor relații bune cu colegii de la locul de muncă. Acest timp vă poate aduce noi idei de dezvoltare profesională. Este recomandat să dedicați această perioadă îndeplinirii sarcinilor curente de lucru, precum și muncerii din greu și sporirii profesionalismului vostru. Perioada din martie până în iunie va oferi balanței posibilitatea de a-și arăta energia și determinarea în stabilirea de parteneriate. Tranzitele planetare vor stimula lansarea de noi proiecte și inițiative, precum și vor spori moralul balanței la locul de muncă. Acesta este un moment favorabil pentru a stabili relații de afaceri și a coopera cu partenerii. Acesta este cel mai bun moment pentru a încheia contracte a dezvolta proiecte comune, a conduce negocieri și a rezolva problemele juridice. Perioada din iunie până în septembrie vă va deschide oportunității de învățare și de extindere a orizontului vostru. Acesta este un moment bun pentru a dobândi cunoștințe și abilității noi. Planetele în tranziție în această perioadă ar putea duce la creșterea activității în sfera profesională. Poate exista un interes crescut pentru idei noi? proiecte și comunicări în mediul de lucru, relațiile tale cu colegii și conducerea se vor îmbunătăți, acesta este, de asemenea, un moment favorabil pentru a negocia, a încheia înțelegeri și a intra în legătura cu oameni apropiați în spirit, în acest moment, se recomandă să acordați atenție marketingului, promovării bunurilor și serviciilor voastre pe internet și rețelele sociale. Perioada din septembrie până în noiembrie poate aduce balanței schimbări favorabile în domeniul carierei, muncii și afacerilor. Acesta este un moment pentru a prezenta cu succes idei, a-ți crește sfera de influență și a atrage noi clienți, veți obține un plus de motivație și energie pentru a vă atinge obiectivele de carieră. Balanțele ar trebui să se concentreze pe obiectivele lor profesionale și să stabilească obiective clare și specifice în această perioadă. De asemenea, poate fi util să vă conectați cu colegii de muncă și cu supraveghetorii pentru a obține sprijin suplimentar și ajutor în atingerea obiectivelor de carieră. Este important să evitați conflictele la locul de muncă și să vă concentrați pe găsirea de soluții constructive și colaborarea cu colegii pentru atingerea obiectivelor comune. Banii și bunăstarea financiară. Horoscopul pentru 2024 promite un an oarecum volatil, dar totuși cu o tendință generală spre îmbunătățirea bunăstării financiare. Perioada ianuarie mai este favorabilă investițiilor în proiecte de investiții, în special în imobiliare. Tranzitul lui Jupiter în această perioadă va spori oportunitățile financiare și profiturile. Cu toate acestea, ar trebui să fiți mai atenți la detalii și să nu uitați de disciplina financiară. Perioada din mai până în iunie poate aduce instabilitate financiară și cheltuieli neașteptate este important să acordați mai multă atenție planificării bugetare. Tranzitul lui Mercur în această perioadă poate determina evaluarea deciziilor financiare, așa că merită să fiți mai atenți în această perioadă. Iunie până în iulie sunt favorabile pentru realizarea de tranzacții financiare și investiții în proiecte noi. Tranzitul lui Marte poate duce la creșterea oportunităților financiare și a profitabilității. Cu toate acestea, ar trebui să fiți precauți cu investițiile riscante, deoarece acestea ar putea duce la pierderi. Fiți atent și în timpul retrogradului Mercur în aprilie, august și noiembrie-decembrie. Acest timp poate duce la întârzieri financiare și probleme. Din septembrie până în octombrie, Venus în tranzit va trece prin casa a doua a horoscopului tău. Venus este planeta banilor și a prosperității materiale. Tranzitul acesteia poate duce la creșterea veniturilor, la o mai mare stabilitate financiară și o situație financiară mai bună. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru investiții. În această perioadă se pot stabili parteneriate de afaceri noi și de succes, în special cu cei care vă împărtășesc interesele și valorile. Este posibil să aveți noi oportunități de venit fie prin angajare stabilă, fie prin surse suplimentare de venit, cum ar fi investiția sau închiriera de bunuri imobiliare, este posibil să simți, de asemenea, nevoia de a cumpăra ceva nou și scump, care îți poate face viața mai confortabilă și mai convenabilă, dragoste și relații. Horoscopul 2024 pentru relații promite evenimente interesante care ar putea duce la schimbări importante în viața personală. Perioada din ianuarie până în februarie va fi favorabilă dezvoltării relațiilor în familie. Vi se va cere să acordați mai mult atenție problemelor familiale și casnice. În această perioadă s-ar putea să găsiți noi modalități de a consolida relațiile cu partenerul copiii și rudele apropiate, perioada din martie până în iunie va fi favorabilă dezvoltării de noi relații romantice și întăririi relațiilor existente. Relațiile tale pot să deveni mai pasionale și mai vibrante în această perioadă. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la manifestarea emoțiilor tale și să nu uiți de armonia în relații. Iulie 2024 va aduce noi oportunități în domeniul conexiunilor și contactelor sociale, te vei simți mai activă social și vei avea mai multe oportunități de a socializa, de a face noi prieteni și de a face schimb de idei cu oameni care îți împărtășesc interesele și valorile. De asemenea, te poți implica în proiecte de grup și colaborări care pot aduce la creșterea afacerii și a veniturilor tale. S-ar putea să cunoști oamenii noi care ți se pot dovedi utili în viitor. Această perioadă poate fi favorabilă și pentru consolidarea relațiilor existente. Această perioadă vă poate crește și popularitatea în rândul colegilor, cunoscuților și prietenilor. Perioada din iulie până în septembrie poate fi o perioadă de încercări și necazuri în relații. Această perioadă poate fi legată de traume sau probleme emoționale din trecut s-ar putea să vă simțiți nesiguri și instabili cu privire la acțiunile voastre în această perioadă. Dedica acest timp creativității, muncii psihologice asupra ta și descoperirii de sine. Perioada dintre octombrie și sfârșitul anului va fi favorabilă dezvoltării comunicării și întăririi relațiilor de prietenie. Tranzitele planetelor în această perioadă pot aduce la îmbunătățirea comunicării cu prietenii și colegii. De asemenea, este important să arăți grijă și sprijin celor dragi din această perioadă, mai ales dacă au probleme sau dificultăți. De asemenea, puteți experimenta dorința de a crea un mediu mai confortabil și mai plăcut în casa voastră. Horoscop 2024 pentru bărbatul balanță. Bărbații se pot confrunta în acest an cu provocări. care vă vor cere să vă recunoașteți obiceiurile și deficiențele și să lucrați asupra voastră s-ar putea să fie nevoie să muncești mai mult pentru a-ți îndeplini responsabilitățile și obligațiile și s-ar putea să te simți copleșit. Cu toate acestea, această perioadă îți va oferi oportunitatea de a învăța să-ți gestionezi timpul mai eficient, să devii mai organizat, mai responsabil și mai orientat spre obiective. De asemenea, Vă puteți îmbunătăți sănătatea și bunăstarea dacă sunteți dispus să acceptați limitările. Anul 2024 va fi favorabil pentru învățare, dobândirea de noi abilități și cunoștințe și creșterea profesionalismului vostru. Acest timp ar putea duce la o transformare profundă a personalității tale. S-ar putea să descoperi părți din tine despre care nu știai înainte și să începi să lucrezi pentru a deveni o versiune mai bună a ta. Acesta poate fi un proces lung și dificil dar rezultatele vor fi impresionante și vor avea un impact pozitiv asupra vieții tale în viitor. Horoscop 2024 pentru femeia balanță 2024 pentru femeile balanță prezintă un an de schimbare și creștere. Acesta ar putea fi anul în care începi o nouă fază în viața ta, reflectezi asupra adevăratelor tale valori și începi să-ți urmezi visele și dorințele este posibil să fii nevoită să renunți la unele obiciuri vechi și să adopți altele noi, dar asta îți va permite să treci prin dificultăți și să devii o persoană mai holistică și mai încrezătoare. Anul acesta va fi un moment bun pentru a vă explora talentele și potențialele ascunse care s-ar putea dovedi utile în viitor. Este important să nu-ți fie frică să-ți asumi riscuri și să mergi după visele tale chiar dacă necesită ieșirea din zona ta de confort. Anul 2024 îți va cere să dai dovadă de disciplină, responsabilitate, sârguință și perseverență în munca ta. S-ar putea să fii nevoită să înfrunți noi provocări și dificultăți care îți vor cere să ai voința de a le rezolva. Este recomandat să fii răbdătoare, respectuoasă și dispusă să faci compromisuri în relații. În general, acesta n-ar putea fi un punct de cotitură în viața ta dacă ești dispusă să și în afara zonei tale de confort, să cauți noi oportunități și să-ți asumi riscuri. Fi deschisă către noi experiențe, fi sinceră și răbdătoare în relațiile tale și ai încredere în intuiția ta. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!